Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre compararea puterilor. Dacă nu vă amintiți regulile de calcul cu puteri, sfatul meu ar fi să mergeți să vedeți clipul, tot ce trebuie să știi despre ridicarea la putere, și apoi să veniți să vedeți această lecție. Haideți să începem cu câteva exemple concrete. Avem 2 la puterea 32 de comparat cu 2 la puterea 35. Observăm că bazele sunt egale, ceea ce înseamnă că ar trebui să comparăm exponenții. Și observăm că 32 este mai mic decât 35. Din acest motiv, 2 la puterea 32 e mai mic decât 2 la puterea 35. Mergem la 3 la 40 de comparat cu 3 la puterea 29. Observăm din nou că bazele sunt la fel. Asta înseamnă că trebuie să comparăm exponenții. 40 este mai mare decât 29, din acest motiv 3 la puterea 40 este mai mare decât 3 la puterea 29. Avem 5 la patra de comparat cu 5 la puterea 9, bazele sunt egale, asta înseamnă că trebuie să comparăm exponenții. 4 este mai mic decât 9, din acest motiv 5 la puterea 4 este mai mic decât 5 la puterea 9. Mergem la 3 la puterea 91 de comparat cu 4 la puterea 91. Observăm de data aceasta că bazele nu mai sunt egale, ci exponenții sunt egali. 3, baza 3, este mai mică decât baza 4, ceea ce înseamnă că 3 la puterea 91 este mai mic decât 4 la puterea 91. 5 la 10 de comparat cu 7 la puterea 10. Bazele sunt diferite și exponenții sunt egali. Asta înseamnă că trebuie să comparăm bazele între ele. 5 este mai mic decât 7, din acest motiv 5 la puterea 10 este mai mic decât 7 la puterea 10. -a. Ce facem în cazul în care avem 2 la 5 de comparat cu 3 la 10? -a? Bazele nu sunt egale, exponenții nu sunt egali. Însă observăm că. 5 este mai mic decât 4, 5 este mai mic decât 10, adică primul ex exponent este mai mic decât al doilea exponent, la fel și, 3 este mai, și 2 este mai mic decât 3. Asta înseamnă evident că 2 la puterea 5 este mai mic decât 3 la puterea 10. Dar cum procedăm în cazul în care avem 4 la puterea 17 de comparat cu 2 la puterea 34? Observăm că 17 este mai mic decât 34 și 4 este mai mare decât 2. Nu e ca în cazul anterior când le puteam compara. Situațiile pe care le-am avut până acum erau baze la fel și comparam exponenții, baze diferite, dar exponenții egali și atunci comparam bazele între ele. Însă, sunt și aceste situații în care bazele sunt diferite, exponenții sunt diferiți și ne întrebăm. Cum procedăm aici? E clar că primele exemple au fost cele mai simple, în care comparam fie exponenții, fie bazele. Dar cum procedăm aici? Pentru asta, haideți să ne reamintim cele mai importante reguli de calcul cu puteri. În cazul în care avem o înmulțire de puteri cu aceeași bază, cu alte cuvinte, ceva de tipul a la m ori a la n, adunăm exponenții, ceea ce înseamnă că vom obține a la puterea m plus n. În cazul operației de împărțire, trebuie să scădem exponenții. Atunci când avem o putere la o altă putere, a la M totul la N trebuie să înmulțim exponenții, iar când bazele sunt diferite și exponenții sunt egali, a la M ori B la M înseamnă de fapt a ori B totul la puterea M. Și acum revenim la întrebare. Cum procedăm pentru a compara 4 la puterea 17 cu 2 la puterea 34? Ar trebui să facem o transformare fie la bază, fie la exponent. Observăm că baza 4 poate fi scrisă ca o putere a lui 2. Noi știm că 4 este 2 la puterea a doua. De aceea, în partea stângă vom avea 2 la puterea a doua, totul la 17. Observăm cum în loc de 4 nu am scris altceva decât 2 la puterea a doua l-am scris ca o putere a lui 2. Și acum folosim a treia regulă de calcul și știm că trebuie să înmulțim exponenții. Asta înseamnă că avem 2 la puterea 2 ori 17 de comparat cu 2 la puterea 34. Asta înseamnă că avem 2 la puterea 17 ori 2. Haideți să calculăm. 2 ori 7, 14, 4 scriem 1, reținem. 2 ori 1, 2 plus 1 din minte, 3. Și ce observăm? Avem 2 la puterea 34 de comparat cu 2 la puterea 34 și, de fapt, cele două puteri sunt egale. 4 la puterea 17 este egal cu 2 la puterea 34. Aceasta este o variantă prin care voi puteți să transformați bazele astfel încât bazele devin egale și comparați exponenții. Haideți să mergem la următorul exemplu. Avem 2 la puterea 21 de comparat cu 8 la puterea 6. -a. Pe 8 îl putem scrie ca o putere a lui 2. Aceasta este întrebarea. Transformarea la bază este mult mai ușoară decât transformarea pe care ar trebui să o facem la exponenți. Vom vedea ulterior și acea transformare. Dacă vrem să-l scriem pe 8 ca o putere a lui 2, noi știm că 8 este 2 la puterea 3. -a. Asta înseamnă că vom avea 2 la puterea 21 de comparat cu 2 la puterea 3 -a totul la puterea 6. -a. Încă o dată, în locul acestui 8 am scris 2 la puterea 3. -a. Ceea ce înseamnă că avem 2 la puterea 21 de comparat cu 2 la puterea în mulțime exponenții și avem 3 ori 6, adică 18. Bazele sunt egale, așa că vom compara exponenții. 21 este mai mare decât 18, asta înseamnă că 2 la puterea 21 este mai mare decât 2 la puterea 18. În concluzie, 2 la puterea 21 este mai mare decât 8 la puterea a6. -a. Mergem la al treilea exemplu. 5 la puterea 61 de comparat cu 125 la puterea 20. 125. Poate fi scris ca o putere a lui 5? Haideți să vedem. 125 cu ce este egal? 5 la a doua este 5 ori 5, adică 25, iar 5 la a treia este 125. Asta înseamnă că facem această transformare. Vom avea 5 la 61 de comparat cu 5 la a treia, totul la puterea 20. Și acum obținem 5 la puterea 61 de comparat cu 5 la puterea. Înmulțim exponenții. 20 ori 3 înseamnă 60. Bazele sunt la fel, asta înseamnă că trebuie să comparăm exponenții. 61 este mai mare decât 60, asta înseamnă că 5 la 61 este mai mare decât 5 la 60. În concluzie, 5 la 61 este mai mare decât 125 la puterea 20. Observați cât de utilă este această transformare la nivelul bazelor. Mergem mai departe la al patrulea exemplu. 64 la puterea 23 de comparat cu 4 la puterea 70. Pe 4 l-am putea scrie ca o putere a lui 2, la fel și pe 64. Sau am putea să-l scriem pe 64 direct ca o putere a lui 4, spre exemplu. 64 este 4 la puterea a 3 -a. Așa că vom avea 4 la 3 a 3 totul la puterea 23, de comparat cu 4 la puterea 70, Înmulțind exponenții, obținem 4 la puterea. Haideți să facem separat înmulțirea: 23 x 3, 3 x 3, 9, 6. Avem 4 la puterea 69 de comparat cu 4 la puterea 70. Bazele sunt egale, asta înseamnă că vom compara exponenții. 69 este mai mic decât 70, asta înseamnă că 4 la puterea 69 este mai mic decât 4 la puterea 70. În concluzie, 64 la 23 este mai mic decât. 4 la 70. Ce facem aici totuși? Avem 2 la puterea 30 de comparat cu 5 la puterea 15. Nu mai putem să mai facem o transformare la bază pentru că pe 5 nu îl putem scrie cu ajutorul lui 2, nu îl nu îl putem scrie ca o putere a lui 2, corect? Asta înseamnă că e momentul să transformăm exponenții. Trebuie să găsim cel mai mare divizor comun pentru cei doi exponenți trebuie să găsim acel număr cât mai mare posibil, la care se împarte și 30 și 15. Și acel număr este chiar 15. 30 împărțit la 15 este 2. Altfel spus, pe 30 îl putem scrie ca 15 ori 2. Și atunci haideți să facem transformarea de data aceasta la exponent. În loc de 2 la 30, putem să scriem că avem 2 la puterea 2 ori 15, încă o dată, 2 ori 15 este 30. Din acest motiv pot să scriu în felul acesta și în partea dreaptă păstrăm. Și acum, practic facem invers față de mai devreme. Acea înmulțire de la exponent, dacă avem a la puterea m n, noi știm că acea înmulțire vine de la o putere la o altă putere. Asta înseamnă că pe 2 la puterea 2 ori 15 îl putem scrie ca 2 la a doua totul la 15. De comparat cu 5 la puterea 15. Și acum haideți să calculăm cât este 2 la 2, 2 la 2 înseamnă 4. Și rămânem cu 4 la 15 de comparat cu 5 la puterea 15. Exponenții sunt egale, asta înseamnă că vom compara bazele, iar 4 este mai mic decât 5. Asta înseamnă că 4 la 15 este mai mic decât 5 la 15. În concluzie, 2 la 30 este mai mic decât 5 la. 15. O altă variantă, dar nu neapărat mai ușoară, spre exemplu, ar fi fost să transformăm ambii exponenți. Ne gândim la faptul că ambii exponenți se împart la 5, spre exemplu. Și atunci pe 2 la 30 putem să-l scriem ca 2 la a 6-a, totul la 5-a. Observăm că 5 ori 6 e 30 iar pe 5 la puterea 15 l-am putea scrie ca 5 la 3 totul la 5 Și acum calculăm cât e 2 la 6 cât e 5 la 3 2 la 6 înseamnă 2 ori 2 de 6 ori, adică 4 ori 4 ori 4, 4 ori 4 de 3 ori, am văzut mai devreme că este chiar 64, și avem 64 la puterea 5-a de comparat cu 5 la 3 este 125, și atunci se observă că obținem fix același lucru. Important este să scriem exponenții astfel încât să avem puterile respective egale și să comparăm bazele. Mergem la 2 la puterea 30 de comparat cu 7 la puterea 10. Observăm că ambii exponenți se împart la 10. Asta înseamnă că pe 2 la 30 trebuie să-l scriem în funcție de puterea a 10. -a. Și atunci dacă eu am nevoie de 10 la acesta la exponent. Ce număr voi avea aici în paranteză, în completare? 10 ori cât ne dă 30? Evident, 10 ori 3. Dacă scriem aici 3, gândiți-vă când faceți proba: 3 ori 10 este 30, fix, fix exponentul de mai sus de la care am plecat. Și atunci avem 2 la puterea a treia, totul la puterea a de comparat cu 7 la puterea a Și acum calculăm cât este 2 la a treia. 2 la a treia înseamnă 8. Ce avem 8 la 10 de comparat cu 7 la 10? Exponenții sunt egale, asta înseamnă că vom compara bazele. 8 este mai mare decât 7, ceea ce înseamnă că 8 la 10 este mai mare decât 7 la 10. În concluzie, 2 la 30 este mai mare decât 7 la 10. Mergem la următorul exemplu, la 7. În total, am pregătit 12 exemple pentru voi. Haideți să vedem cum facem aici. Avem 2 la 51 și 9 la puterea 17. Ne întrebăm, oare ar fi puterea aceea cu mână 17? 17 ori 2, nu, nu ne dă 51 clar, 17 ori 3, 3 ori 7, 21, nu scriem 2, reținem, 3 ori 1, 3 și cu 2 din minte, 5. Am obținut exact 51. Asta înseamnă că pe acel 2 la puterea 51, dacă vreau să-l scriu cu ajutorul exponentului 17, eu îl pot scrie ca 2 la 3 Totul la 17, încă o dată, când faceți proba, adică în mulțirea dintre 3 și 17, obțineți exact acel 51 de mai sus. Și acum, 2 la 3 este 8, 8 la 17 de comparat cu 9 la 17. Exponenții sunt egale, asta înseamnă că vom compara bazele. 8 este mai mic decât 9, asta înseamnă că 8 la 17 este mai mic decât 9 la 17. În concluzie, 2 la 51 este mai mic decât 9 la 17. Mergem mai departe la exemplul 8. 25 la puterea 14 de comparat cu 3 la puterea 42. Verificăm dacă 42 se împarte la 14. 14 ori 2 e 28 e prea mic. 14 ori 3, 3 ori 4, 12, 2 scriem 1, reținem. 3 ori 1, 3 plus 1 din minte 4. Bingo! Exponentul comun de care avem nevoie este 14. Asta înseamnă că pe 25 la puterea 14 nu îl modificăm, îl lăsăm fix așa. Iar pe 3 la puterea 42 îl putem scrie ca 3 la. A treia, totul la puterea 14, nu uitați acel exponent de care aveți nevoie să-l scrieți sus la paranteză. Și acum calculăm 3 la puterea a treia. 3 la a treia înseamnă 3 ori 3 de 3 ori, adică 27. Și avem 25 la puterea 14 de comparat cu 27 la puterea 14. Exponenții sunt egale, asta înseamnă că vom compara bazele. Și avem 25 mai mic decât 27, asta înseamnă că 2 la 14 este mai mic decât 27 la 14. În concluzie, 25 la puterea 14 este mai mic decât 3 la 42. Mergem la 9. 2 la puterea 49 de comparat cu 5 la puterea 21. 21 este oare exponentul potrivit? 49 se împarte la 21. Din nefericire, nu. 21 ori 2 înseamnă 42, 21 ori 3 înseamnă 63. Asta înseamnă că trebuie să găsesc un alt număr la care se împarte și 49 și 21. Mergem la 21 pentru că e mai mic. 21 se împarte la 7 și la 3. Întrebarea este: 49 se împarte la 7 sau la 3? evident se împarte la 7. Și atunci exponentul de care avem noi nevoie, exponentul acela comun, va fi 7. Și acum haideți să ne gândim. Cât rămâne în paranteză? Exponentul de la care am plecat la puterea lui 2 era 49. Asta înseamnă că trebuie să găsesc un număr în paranteză, astfel încât în cu 7 să-mi dea 49. Și avem evident 7, încă o dată 7 ori 7 îmi dă 49 de la care am plecat. Apoi la puterea din dreapta avem 5 la 21 pe care îl putem scrie ca 5 la a treia totul la 7, a treia 7 fiind 21. Și acum calculăm aceste paranteze. Aveam 2 la 6 -a de mai devreme, cred. Aici era și era 64, asta înseamnă că 2 la a 7, mai mulțim încă o dată cu 2, 64 ori 2. Și obținem 128 la 7 de comparat cu 5 la 3, tot așa l-am calculat mai devreme, era 125 la puterea 7. Și acum, exponenții sunt egale, asta înseamnă că vom compara bazele. 128 este mai mare decât 125, asta înseamnă că 128 la 7 este mai mare decât 125 la 7. În concluzie, 2 la 49 este mai mare decât 5 la 21. Mergem la 10. Avem 5 la puterea 33 de comparat cu 4 ori 25 la puterea 16. Acel 4 ne cam încurcă, nu-i așa? E practic o nouă situație în care observăm că, pe lângă puteri, apare încă un număr. Haideți să vedem, totuși, ce am putea să facem cu această bază. 25 are o legătură cu 5. Ar putea fi scris în funcție de asta. Așa că avem 5 la puterea 33 de comparat cu 4 ori. În loc de 25 am putea să scriem 5 la 2 și să înmulțim exponenții. Asta înseamnă că vom compara 5 la puterea 33 cu 4 ori 5 la puterea 16 ori, 2, înseamnă 32. Nu avem cum să mai facem o transformare la bază sau la exponent. Dar poate, putem să facem ceva cu exponentul din stânga, astfel, încât să avem un 5 la 32. Ce spuneți voi dacă pe acest 5 la 33 am scrie ca 5 la puterea 1 plus 32? 1 plus 32 înseamnă 33, nu-i așa? Și când avem acea adunare la exponent, dacă ne amintim una din regulile de calcul cu puteri, prima regulă de calcul, noi știm că adunarea de la exponent înseamnă de fapt o înmulțire de puteri. Și atunci, pe acest 5 la puterea 1 plus 32, l-am putea separa într-o înmulțire. Am avea de fapt 5 la puterea 1 ori 5 la puterea 32. Dacă facem proba, gândiți-vă, 5 la 1 ori 5 la 32 este tocmai puterea de mai sus. Și în dreapta nu modificăm nimic. 5 la puterea 1 este evident 5 și restranscriem. Și să vedem cum facem acum. Am obținut aceeași putere și în stânga și în dreapta, nu-i așa? Avem 5 la 32, 5 la 32. Asta înseamnă că trebuie să comparăm factorii pe care îi avem în fața puterilor. Și observăm că în stânga avem 5, în dreapta avem 4, ceea ce înseamnă că numărul din stânga este mai mare. În concluzie, 5 la 33 este mai mare decât 4 ori 25 la puterea 16. Mergem mai departe la 11, avem 3, la, 3 ori 16 la 21 de comparat cu 2 la puterea 86. Vă propun la fel să-l transformăm pe 16 într-o putere a lui 2, 8 era 2 la 3 -a. asta înseamnă că 16 este 2 la puterea 4 gândiți-vă 8 ori 2. Și atunci avem 2 la 4 -a, totul la puterea 21, de comparat cu 2 la puterea 86 și acum înmulțind exponenții vom avea 3 ori 21 ori 4 înseamnă 84 și haideți să vedem ce am putea să facem. Bazele nu se mai pot transforma, ne încurcă cel 3 din față, așa că haideți să ne ocupăm de puterea din dreapta, de acel exponent 86 să-l scriem ca o sumă dintre 84 și un alt număr. Avem 3 ori 2 la puterea 84, de comparat cu 2 la puterea 84 plus cât vine în completare până la 86 plus 2 și atunci avem 3 ori 2 la puterea 84 de comparat cu 2 la puterea 84 ori 2 la 2. Vă reamintesc că acea adunare de la exponente înseamnă de fapt o înmulțire de puteri. Și acum haideți să calculăm 2 la 2. Avem 3 ori 2 la 84 de comparat cu 2 la 84 ori 4. Puterile sunt la fel, ceea ce înseamnă că trebuie să comparăm factorii pe care îi avem lângă 3 este mai mic decât 4, asta înseamnă că numărul din stânga este mai mic decât numărul din dreapta. Și am ajuns la ultimul exemplu: 12 la puterea 27 de comparat cu 2 ori 5 la puterea 40. Observăm că bazele nu pot fi transformate una în funcție de cealaltă. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm la exponent. Din nefericire, exponenții 27 și 40 nu au divizori în comun care să ne ajute. 27 se divide la 9, se împarte exact la 9, la 3, la 1 și la 27, iar 40 se divide cu alte numere. Așa că haideți să facem niște transformări. Am putea, spre exemplu, să-l scriem pe 12 la 27 ca 12 la puterea 1 plus 26, și trebuie să-l comparăm cu 2 ori. Haideți să facem același lucru și cu 5. 5 la puterea 1 plus 39. Știm că acea, înmulți, acea adunare de la exponent înseamnă de fapt o înmulțire de puteri. Asta înseamnă că avem 12 la puterea 1 ori 12 la puterea 26. De comparat cu 2 ori 5 la puterea 1 ori 5 la puterea 39. Evident, 12 la puterea 1 e 12. Și apoi, în partea dreaptă, 5 la puterea 1 este 5, înmulțit cu 2 va fi 10 și avem 10 ori 5 la puterea 39. Și veți spune, bun, și la ce mă ajută aceste transformări? Ce pot să fac mai departe? Dacă ne uităm la exponenții pe care îi avem acum, observăm că au un divizor în comun. Au un divizor în comun foarte bun. Se împart ambii la. 13. Asta înseamnă că pe 12 la puterea 26 îl putem scrie ca 12 la puterea a doua, totul la puterea 13. Dacă facem proba 2 ori 13 este 26 de mai sus, de comparat cu 10 ori 5 la puterea a treia, totul la puterea 13, facem proba 3 ori 13 este 39 de mai sus. Și atunci avem 12 ori 12 la a doua înseamnă 12 ori 12, adică 144. Iar în partea dreaptă avem 10 ori, 5 la 3 este 125. Și acum e momentul să comparăm aceste numere. Haideți să ne uităm la puteri. Observăm că în stânga avem 144 la puterea 13, în dreapta avem 125 la puterea 13. Având în vedere că exponenții sunt egali, e clar că trebuie să comparăm bazele și observăm că 144 este mai mare decât 125. Asta înseamnă că 144 la puterea 13 este mai mare decât 125 la puterea 13. Totodată observăm că avem în partea stângă 12, în partea dreaptă avem 10, iar 12 este mai mare decât 10. Și atunci e clar că numărul din stânga e mai mare decât numărul din dreapta. În concluzie, 12 la puterea 27 este mai mare decât, 5, decât 2 ori 5 la puterea 40. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare! you <laughs>